Doamne, ajută oameni buni! Am zis să mai fac un video, că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le afle cât mai multă lume. Astăzi vă voi vorbi despre avorturi, despre moschee care vor să o construiască în anul 2018, despre legea homosexualității care în noiembrie luna asta se va discuta despre ea, despre Sinodul de la Creta, da? Și semnăturile în care ierarhii au trădat ortodoxia, despre modificarea legii transplantului, se vrea introducerea acordului prezumat, da? Despre pașapoartele biometrice, cu adevărat ce se întâmplă în momentul când faci pașaportul biometric, despre cum putem să ieșim din sistem și să ne retragem cât mai departe de oraș, ca să ne putem produce la țară mâncarea, ca să nu depindem de acest sistem satanic în care trăim. Și acum vreau să vă citesc în primul rând, bine că multă lume o să ia în râs, bineînțeles, dar sunt acei puțini, turma mică de care spune Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că un om, dacă se întoarce la Dumnezeu și un om se trezește în aceste vremuri foarte grele, e de ajuns. Un suflet valorează cât toate galaxiile la un loc. Acum, spunea profetul Isaia, acum 1000 de ani, că vor avea ochi și nu vor vedea, și urechi și nu vor auzi. Deja trăim acele vremuri. Sfântul Antonie cel Mare spunea că va veni vremea când oamenii să nebunească și când vor vedea pe cineva că nu nebunesc, se vor scula asupra lui zicându-i că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor. Oameni buni, sunt mulți tineri, oameni simpli care citesc sau vizualizează aceste documentare și au o reacție foarte dură sau iau un râs. Nu trebuie să-i judecăm, nu trebuie să-l osândim, pentru că și noi la început, până să-l cunoaștem pe Dumnezeu, aveam gândirea întunecată și poate am fi gândit la fel ca ei. Dar spun Sfinții Părinți că oamenii nu pot înțelege lucrurile lui Dumnezeu cu gândurile omului, ci le poți înțelege în măsura în care ți se descoperă de Dumnezeu, dar și în măsura în care tu ești disponibil pentru cele sfinte, în măsura în care ți s-a sfințit mintea. Fără o minte duhovnicită nu poți înțelege lucrurile duhovnicești și rămân mai presus de tine și nu le poți înțelege. Sfântul Antonie cel Mare spunea că mintea îndepărtată de Dumnezeu ajunge ori animalică, ori demonică. Deci, cei care nu înțeleg ceea ce postez pe net, acest filmuleț, cu toate cele, să înțeleagă că mai întâi trebuie să-și să întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, cu smerenie, să citească, să se roage cât mai mult și cu timpul va înțelege ceea ce aici eu am postat. Acum, legat de numere, CNP-uri și acte biometrice în Biblie, încă de pe vremea împăratului David, lupta poporului Israel cu filistienii, după multe lupte duse împotriva filistienilor, împăratul David a dat ordin să fie numărați bărbații izraelitieni, atât din poporul Israel, cât și din poporul Iuda. Și au numărat 800 de mii din poporul Israel și 500 de mii din poporul Iuda. Văzând Domnul aceasta, s-a mâniat și a vorbit prin prorocul Gad să-i spună împăratului David că va trebui să aleagă din trei pedepse. 1. Foamete 7 ani de zile. 2. Să fie alungat și urmărit timp de 3 luni de zile, împăratul David, sau să le trimită ciumă timp de 3 zile. Auzind împăratul David acestea, a ales ciuma. Și a venit asupra poporului Israel ciuma. Și au murit ca la 70.000 de oameni. Deci gândiți-vă, oameni buni, doar pentru că a îndrăznit să numere poporul, ce pedeapsă a venit. Iar noi am devenit niște numeri. Vă dați seama? Acum spune iar în capitolul 15 în Apocalipsa lui Ioan, și am văzut ca o mare de cristal amestecată cu foc și pe biruitorii fiarei și ai chipului ei și ai numelui ei, stând în picioare pe marea de cristal și având alăutele lui Dumnezeu. Deci vedem clar că biruitorii ai numelui. Deci fiți atenți, biruitorii numărului numelui. Și fiți atenți ce spune în Biblia lui Anania, că evreii și grecii din antichitate obișnuiau uneori să convertească fiecare literă sau consoană a unui nume propriu în valoarea ei numerică din alfabetul respectiv și să facă un total nume încifrat.
Deci vedem aici clar. Ne explică codificarea care se făcea. Acum, să vă povestesc o minune care s-a întâmplat în Rusia. Am vorbit cu părintele Antim, care atunci la Sihăstria Neamț și el în urma unei vizite făcute la mănăstirea din Varlam din Rusia, la Sfintele Moaște ale Sfântului Antim, adică la Podești, care provine din județul Bacău, a aflat următorul lucru. Exact în acea perioadă fusese introdus CNP-ul în Rusia și mulți monahi, preoți și mireni s-au opus cu vehemență. Pe toți au adunat să-i judece pentru a-i trimite în lagăre, într-o sală mare unde-i tria. Ei erau strigați pe nume, de pe o listă uriașă. În timp ce erau strigați din numele lor, afla pe hârtirile acelea, au început să izvorească mir puternic mirositor din acele hârtii. Autoritățile ruse au fost covârșite de această minune și l-au dat drumul la toți. Minunea n-au făcut decât să confirme faptul că CNP-ul este un număr drăcesc. La noi Ceaușescu l-a introdus pe tăcute, autoritar, fără să știm despre ce este vorba, oameni buni. Deci, vă dați seama ce minune. Și acum, un arhimandrit din Lavra, din Rusia, i-a povestit cuiva că au venit la el doi tineri căsătoriți, cărora a murit copilașul mai mic de un an. Și nu trecuse nici 40 de zile când li s-a arătat în vis și le-a vorbit, mamă și tată, pe mine nu mă primesc, eu nu am nume. Ei nu înțeleg ce înseamnă aceasta. Părintele i-a întrebat, dragii mei, dar voi la starea civilă l-ați înregistrat? Da, păi imediat i-au dat și număr copilului. Tu, mamă, cu mâna ta, ai pus pe fruntea copilului pecetea lui Antichrist. Și într-adevăr, așa și este. Când înregistrați copilul la starea civilă, ei trimit imediat toate datele la secția de finanțe și acolo îi se dă număr. Puterea statală doar este vicleană, este antichristică. Ea nu ne întreabă dacă noi vrem număr sau nu. Ei ne-l dau în mod viclean și la fel va fi și cu pecetea antichristului. Înțelegeți, oameni buni? Și de asta, multe minuni s-au întâmplat, de asta vreau acum ca să înțelegeți cu toții că nu e de joacă cu aceste numere, să ne lepădăm de toate documentele și să ne lăsăm în mâinile Dumnezeu. Ne-am creat un idol, ne-am creat un Dumnezeu din aceste nenorocite documente, pentru că ele ne leagă de cele lumești, de fapt. Ce ne vom face când vor scoate banii cash? Ce vom face atunci? Când spui omului să renunțe la ele, spune că, pe cum poți să trăiesc, cum poți să muncesc fără? Pe dacă îmi vor scoate banii cash, cum vei putea supraviețui atunci? Învață-te cu greu de înainte. Mai sunt și multe alte mărturii. O femeie îmi povestea că nu voia să ia pașaportul nou, dar copiii i-au impus și l-a luat. Și în acea noapte i s-a arătat diavolul în chipul unui bărbat prezentabil și a felicitat-o cu o noua sa naștere, pentru că a luat pașaportul. A doua zi a plecat la secția de pașapoarte, l-a dat înapoi. Dacă au luat pașaportul, da, acesta este un botez nou, acesta este botezul satanei. Eu în cartea mea m-a arătat mărturile oamenilor care au primit noile buletine. Asta povestea un părinte cu viață sfântă din Rusia. Să vă povestesc și mi-a spus o femeie după slujbă în această duminică. Asta chiar mie mi-a spus. O femeie din Slatina. Acum un an această femeie, citind în Sfinții Părinți, a decis să-și taie buletinul, să renunțe definitiv la el. Ea, având duhovnic lumesc, i-a spus să păstreze calea de mijloc și să-și facă buletinul. Săraca a ascultat de el și după ce și-a refăcut buletinul a avut un vis în care se făcea că este într-o cameră de anchetă și în care un polițist a pus un mobil pe masă și apoi i-a spus aceasta. Cred într-unul sistem statal domnul atoțitorul și a zis, dar nu am zis așa ceva. Ați înțeles, oameni buni, în ce credem noi? Când ne este frică să renunțăm la ele și preferăm să stăm cu numele de la botez alăturat numărului 666. În spatele CNP-ului acest număr se află. Spune Dionisie de la Colciu, de la Muntele Athos, un român cu viață sfântă, că pecetea 666 înseamnă că ești contra lui Hristos. De aceea nu poți să te îndreptezi, să spui că zic ei așa, dar eu cred în Hristos. Dacă crezi în Hristos, să nu primești pecetea să ți-o pună pe frunte și pe mână, dar mai întâi o să ți-o pună pe buletin. Și după aceea merg înainte, că așa au devenit timpurile. Mai sunt unii care au zis că Iustin Pârvu nu a zis nimic de CNP-uri. Fiți atenți. Imediat să dau puțin mai încet. Puțin de tot mai încet. Puțin de tot. Să vedeți acum ce a spus Iustin Pârvu. Fiți atenți. De aceea, acum a venit diavolul și a zis lui Dumnezeu, nu mai e nevoie de om să mai facă nume. Îi dăm un număr și în felul acesta ne-a desfințat. Nu mai e robul lui Dumnezeu, la care i-au pus acolo Sfântul Mie pe frunte și l-au pecetuit.
pecetea darului Duhului Sfânt. Aici este pericolul mare. Că a fost intrat cipul în comerț, că a fost în industrie, că a fost în fabrici, ți-l pune oriunde. Dar când a ajuns la dietul animal și pe om, s-a terminat cu toate. De aceea nu mai este nume. Că n-are nevoie să-l pună în cămașă, are un număr. Atât numărul, omul este un număr. Nu mai e făptura lui Dumnezeu, nu mai este Duhul Sfânt, nu mai este creație. I-a pus acolo. Nu vedeți că au pus pe buletine în locul unde se pune mirul, unde îl pecetluiește, unde pecetluiește, au pus card acolo și deasupra au pus pecetea. Și asta este. De altfel, și situația asta grea, perioada pe care o avem. Oameni buni, să știți că eu nu mă gândeam că o să ajung eu să vă vorbesc despre Dumnezeu sau despre aceste pericole care vin asupra noastră. Mie mi-era rușine să mă și filmez cu telefonul, dar să stau eu acum să filmez și să vă povestesc aceste lucruri. Deci, cer scuze pentru toate greșelile mele pe care le fac, doar că sunt silit și împins de bunul Dumnezeu ca să vă arăt niște lucruri care chiar ne pun mântuirea în pericol și viața. Eu, să vă spun sincer, l-am cunoscut pe Dumnezeu la închisoare. Povestea mea este foarte lungă, multe minuni care mi s-au întâmplat în închisoare. Mulțumesc Dumnezeu pentru necazul care mi l-a dat și timpul în care am avut timp să citesc, să cunosc Sfinții Părinți și să simt pe Dumnezeu cu adevărat. Acum, să vă spun mărturia unei puznice, da, pe care mi-a trimis-o un frate călugăr, Valerică, de la, care este prigonit pentru că se luptă împotriva ecumenismului și împotriva CNP-ului. El de asemenea nu mai are niciun fel de document. O să vă povestesc și minunea care i s-a întâmplat lui. Spune așa această puznică: după ce a renunțat la CNP, după ce am distrus buletinul și celelalte documente antihristice, am refuzat cardul. Mă simt liber, liniștită și simt harul ca niște văpăi de foc. Are dreptate fratele Valerică când a spus: niciun document după Hristos. Luptând pe baricade, salvarea este ieșirea din sistem. Am fost prin munți și m-am întâlnit cu urși. Nu mi-am făcut nimic. Eu înainte aveam documente, muream de frică. Acum n-am nicio teamă. Din nimereală eram obosită. M-am rezemat pe un pom căzut și am pus mâna pe o viperă cu corn. Oameni buni, vipera cu corn, a spus fratele Valerică că este mortală mușcătura acestei vipere și sare cu foarte mare rapiditate, mi-a povestit. Așa, i-am făcut cruce pe ea, nu m-am mușcat și am lăsat-o liniștită. Lăsându-ne în grija Domnului, el ne scapă, ne ferește de întâmplări rele. El nu-i lasă pe cei care ies din sistem. Dacă avem necazuri, știm că prin ele intrăm în rai. Nu vă temeți, Hristos e cu noi. Respingeți buletinele care vin la anul, fie cu cele cu chip sau fără, ambele sunt dăunătoare, la fel și vaccinurile. Dumnezeu face minuni. O soră nebrenică, puznică, a spus fratele Valerică. Acum, oameni buni, să vedeți ce s-a întâmplat lui fratele Valerică, care mi-a povestit acum o lună jumate când am fost la dânsul, un frate foarte smerit și luptător împotriva acestor drăcisme care vin asupra noastră. Fiți atent. Ce vrea să vă mărturisesc, povestește fratele Valerică. După ce am distrus toate documentele cu CNP sau fără, am mai rămas buletin. Dar harul nu mai simțeam. Mă rugam, plângeam, dar simțeam un gol. Și când l-am ars, am rămas uimit. L-am băgat în sobă și după un timp a început să se audă caraliurile. Am deschis ușa, am închis-o și a început să urle calei în cuști. Am făcut semnul Sfintei Cruci și mi-am adus aminte de preotul Rafael Berestov, care a zis: CNP-urile sunt în cercurile înalte, de la masoni, pentru că au contacte direct cu sataniști care transmit noi și noi descoperim. După ce am deschis ușa la sobă, a început să sară scântei pe mine și pe icoană, care era lângă mine, ca la artifici, piunind. Cred că au în ele pe lângă CNP și celelalte simboluri oculte satanice și microcircuit electric. Bineînțeles, unii au făcut cerere de refuz, unii le-au dat înapoi ca și cardurile, iar alții le-au ars. Important e să nu le primim sau să scăpăm de ele. V-am spus această întâmplare, că adevărat este cum spune un părinte, că diavolul are CNP, 666. Feriți-vă de numărul fiarei, e trinitatea iadului, 666. Nu ne trebuie așa ceva. Noi ne-am botezat în numele Sfintei Trăim și nu vrem acest botez al satanei. Nu jertfiți și nu vă închinați idolului acestui veac, care e calculatorul din Bruxelles. Respingeți orice document antichristic, așa cum a spus un mare duhovnic din Republica Moldova și cu bătaie lungă. Aceste cărți de identitate, cele actuale, sunt satanicești și nu ne trebuie așa ceva. Fraților, haideți să vă povestesc și mi s-a întâmplat și mie. Bine că mulți
spune că bas câmpii, dar totuși am să vă povestesc. Acum un an de zile, bineînțeles că și-o am renunțat să nu am niciun fel de act. Mulțumesc Dumnezeu că mă simt așa de liber și fericit, nu mai ai teamă de nimic și chiar ai râvnă să-L mărturisești pe Hristos cu mai mare putere și asta trebuie să facem cu toții. Pentru că dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu-ți iubești aproapele, minți. Deci simți să-ți ajuți aproapele și trebuie să scăpăm din ghearele diavolului și a toate capcanele astea care vin asupra noastră, oameni buni. Acum, să vă spun, făcusem vreo 30 de broșuri care să le dau la închisoare, plus niște alte lucruri pentru cei după psihiatrie, unde am lucrat eu acolo. Și le dau la părintele de acolo, după care a doua zi să aflu că n-am mai dat acele broșuri. Când am auzit, am zis, Doamne, uite, eu când încerc să mărturisesc, să ajut aproapele, era povestea vieții mele, plus despre Cipru, CNP-uri și toate cele. Și în ziua aia am fost foarte dezamăgit. Și am zis, Doamne, chiar așa o descurajare, că diavolul vrea să te descurajeze. Prin toate reacțiile adverse ale celor din jurul tău, te vrea să te descurajeze ca să nu mai continui mărturisirea. Și eu eram așa dezamăgit. Și m-am culcat. Și pe la ora 12:30-1 noaptea, dormind, am avut un vis în care se făcea că erau un cuplu care luau CNP-ul, asta visam. Și în momentul ăla mă mâhneam în inimă așa și îmi părea rău de ei când vedeam că... E, în momentul când visam, imediat m-am trezit, o forță m-a ridicat în pat, dar în clipa în care chiar atunci visam despre CNP-ul, când mă mâhneam că iau CNP-ul acele persoane, după care în următoarea clipă a început clădirea care sunt la ultimul etaj aici, să se zguduie. Deci a fost cutremurul acela din decembrie, nu mai știu exact, noiembrie sau decembrie. Deci un cutremur foarte puternic. Deci pur și simplu, una după alta. Deci exact după ziua în care eu am fost dezamăgit și descurajat ca să mai lupt împotriva acestui CNP. Deci a fost ca și cum o zguduire așa, ca să mă trezească, să nu renunț. Și n-am renunțat și mulțumesc Dumnezeu că mult mai multe am aflat. Nu vă mai spun când am vrut să fac... Mi-a cerut părintele Ioan Miron, un părinte nepomenitor, că de asta trebuie să înțeleagă mulți părinți nepomenitori, că dacă nu luptăm și împotriva CNP-ului și a Ciprului și luptăm de câpă partea cu erezia și slăbim cealaltă luptă, ne pierdem. Ne prinde diavolul. Trebuie să luptăm împotriva globalizării, împotriva sistemului anticristic, atât a CNP-ului și a Ciprului, cât și a ereziei și împotriva papei care ne-a făcut să vândă toți ierarhii credința ortodoxă. Acum fiți atenți. O mărturisire a unui tânăr rus din Rusia, care s-a întâmplat în 2004, tot citind despre CNP-uri, ce am observat eu la acest tânăr rus care povestește, da? Întâlnirea cu veșnicia se numește, așa, să vedeți ce spune. Acolo în rai am văzut mulți sfinți, pe Sfântul Serghie, l-am văzut a doua oară, prima oară a fost în iad, apoi pe Sfântul Iov de la Pociaiev, pe Sfântul Serafim de la Sarauv, pe Sfântul Nicolae, pe Maica Domnului, de asemenea am văzut-o. Când o vezi pe împărăteasa cerului, sufletul întinerește îndată, devine parcă copil. Dar totodată îți vezi toată nimicnicia, neajunsurile, păcatele din care cauză nu poți să te apropii de ea. Mai târziu Maica Domnului s-a apropiat de mine și m-a netezit pe cap. Eu însă plângeam cu străpungere de durere pentru viața mea păcătoasă pe pământ. Iar ea mi-a spus, eu te iert, fiule, așa mi-a spus. Ia auziți acum, oameni buni. Apoi oamenii sfinți mi-au spus să nu primesc niciun fel de documente, iar la biserică să merg până la urmă să mă pocăiesc, să mă mărturisesc, să mă împărtășesc, iar oamenilor să le povestesc tot ce s-a întâmplat cu mine, mai cu seamă celor ce au nevoie de aceasta. Deci, fraților, niciun document, spun clar, niciun document. Acum, fiți atenți, priviți în Germania buletinul lor, ce au ei pe buletinul lor, întors invers, un cap de drac, Baphomet, da? Iar în Rusia, priviți cei 3 de 6. Unul aici, unul aici și unul aici. Și ne întoarcem iar la 13. De la CNP-ul, de sub codul de bare, când o să vă arăt acum imediat niște lucruri foarte importante. Acum, fiți atenți. Părintele Gurie cu viață sfântă, fiți atenți ce spune. Vedea cum lumea se încurcă în plase groaznice și pentru a-l evita totul trebuie respins și nimic nu trebuie acceptat. Se ruga ca lumea să se căiască, îndemna pe toți să se roage ca poporul să se căiască și să deschidă ochii, să nu primească numere, pentru că ele sunt de la Antichrist. Dădea literatură ca oamenii să cunoască și să nu primească niciun fel de card.
bancar, cecuri de credit, cărți de credit, toate cifrele sunt a lui Antichrist. Era împotriva tuturor acestor documente al lui Antichrist. Era gata să-și dea sufletul pentru cineva ca să nu primească aceste documente. Spunea adevărul fără să se teamă. I s-a descoperit că episcopul e de la Satan. Predicarea acestei idei a însemnat începutul prigoanei asupra părintelui. Punea vaccinul la același nivel cu pașaportul. Încuraja oamenii să nu accepte numerele, deoarece Dumnezeu nu binecuvântează acestea și va găsi o cale de scăpare. Ultima etapă va fi acceptarea pașapoartelor electronice, apoi apeceții lui Antichrist. Dacă omul acceptă pașaportul, nu va rezista în fața pecetei, oameni buni. Numărul seare nu trebuie acceptat în mod categoric. De la această conducere nu trebuie acceptat niciun fel de document și spunea de atâția zeci de ani, oameni buni. Cartela plastifiată nu trebuie acceptată. Cel care rezistă și nu acceptă pașaportul, buletinul, nici cardul electronic, nici cartela magnetică, este ocrotit de Dumnezeu, este curat ca porumbelul, pentru că nu are nimic din lucrurile lui Antichrist. Deci, oameni buni, majoritatea preoților binecuvântează, sunt și preoți nepomenitori care încă nu înțeleg că nici CNP-ul nu trebuie acceptat că lepădare de Hristos, lepădare de numele de la botez, oameni buni. Ascultați de sfinți, nu vă puneți nădejdea în oameni, cât de sfinți ar fi și ar părea. Când îți spune ceva împotriva cel ce ne-a spus Sfinții Părinți, să nu ascultați. Cine vrea să mântuiască, trebuie să se ridice crucea, că altfel fără cruce nu putem nimic. Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu. Când cineva acceptă buletinul sau cartela magnetică, în chip nevăzut în spatele acelui om stă un duh rău și nu-l mai conduce Dumnezeu. Se retrage îngerul păzitor, se retrage harul și se întunecă mintea, ne spun Sfinții. Acceptarea oricărei variante, buletin, cartelă cu bandă magnetică, car pentru bancomat, este egală cu ala numărul 666. Nu este peceta finală. Peceta finală va fi cipul în mână sau laserul pe frunte. Dar dacă le acceptăm pe astea și ne prindem moartea în ele, suntem lepădați în fața lui Dumnezeu. Avertizează-ți aproape, auziți și ne spune, că nu trebuie acceptate cele de munci. Să faci milostenie duhovnicească, să nu taci. Dacă știi că nu trebuie acceptat buletinul, trebuie să spui și altora că nu trebuie acceptat. Nu trebuie să te limitezi la nu-l accepta și a fi liniștit că nu l-ai acceptat. Preoția nu mai este mântuitoare. Prin ascultare, preotul va accepta orice numere și va muri. Că mai sunt unii preoți care spun că trebuie să faci ascultare. Oameni buni, ascultarea se face până la adevăr și cu pomenirea ereticului care se săvârșește acum. În dogma Sfintei Liturghii spune clar, preotul care pomenește ierarhul, el crede în credința lui, intră în duhul lui. Deci nu poți pomeni ierarhul eretic, devii eretic ca și el. Atât și credincioșii care urmează un preot care pomenește ierarhul eretic, intră în erezie, în părtășie cu el. Toate aceste etape, numere, pașapoarte, sunt etape de închinare la Antichrist și apoi va veni el însuși. Există dezbinare, pentru că nu ne punem nădejdea în om, auziți cum spun Sfinții, iar nu în Dumnezeu. Exact. Noi ne facem idol din duhovnici? Nu. Când, în momentul când un duhovnic nu ți-a mai spus ce spun Sfinții, gata. Te departajezi sau îi spui clar, părinte, sau faci ce spun Sfinții. Dar să avem preoți nepomenitori în primul rând, că asta e cel mai important la ora actuală. Sunt prigoniți, sunt vreo 60 în țară, trebuie să-i căutăm acum, că astea sunt vremurile în care trăim. Acum spune Nicolae Rogozin, părintele îndruma că mai bine să murim de foame, dar să nu acceptăm nimic. Dumnezeu ne va milui. O femeie care nu mai avea medicamente și la un moment dat a refuzat să ia chipul cu cardul cu chip, a murit. După care o rudă de aia s-a dus la un părinte să spună, părinte, uitați, a refuzat și a eliminat ca să deschide bine gura că i-a spus că este la ceruri, este la Dumnezeu acea femeie. Deci Dumnezeu i-a luminat acelui părinte să-i spună de acea persoană care a murit pentru Hristos să nu accepte aceste chipuri. Andrei Uglov spune, un părinte rus, dacă acest număr este introdus de către forțele satanice oculte, se impune intenționat și omul îl primește de bună voie, atunci acest număr atrage asupra omului forțe de munce. Iată ce trebuie înțeles. Prin ce se deosebește de un număr simplu? Acest număr este introdus de către forțele anticreștine în coduri și când omul îl primește, atunci această mârșăvanie atrage asupra omului forțe de munce, la fel și ca cei care înjură. Părintele cu viață sfântă
Nicolae Gurianov, să nu primești niciun număr, nimic. Numărul este moarte. Pleacă harul lui Dumnezeu, să nu-l primești niciodată. La întrebările referitoare la coduri răspundea: Biserica lui Dumnezeu, slujbele Domnului, numerele nu sunt ale lui Dumnezeu. Nu primiți pașapoarte, nu primiți CNP-uri, nu luați niciun fel de card. Dacă cineva le-a luat din necunoștință, din neatenție, să se pocăiască, să renunțe la pașapoarte și să se pocăiască, pentru că aceasta duce la moartea veșnică a sufletului. La timpul instaurării lui Antichrist totul va fi electronic, tuturor le va da numere, cărți de plastic, nu vor exista bani. Mai înainte de a aplica ștampila, pecetea, chipul, vor inunda poporul cu hârtie, iar dacă le primești, ești deja cu un picior în iad. Va fi dezbinare în biserică, cădere în masa clericilor și a ierarhilor. Clericii vor binecuvânta actele biometrice, de aceea puțini se vor mântui. Clericii vor fi trădători, se vor îndepărta de Dumnezeu oamenilor. Deci ca să înțelegeți de acum, a spus Mântuitorul Iisus Hristos, în vremurile de pe urmă, a spus: când voi veni a doua oară, oare voi mai găsi credință pe pământ? Sau spune: pentru tine a venit turmă mică. Calea strântă, oameni buni. Majoritatea oameni cresc împotriva lui Dumnezeu. Nu așteptați după oameni ca să vă arate calea cea adevărată. Acum fiți atenți acum. Să vedeți niște lucruri foarte interesante. Să văd eu. Așa. Sper că nu l-am pus. Da. Fiți atenți. Cu toate acestea, există alte teorii, deci fiți atenți. Imediat că le-am pus aici, le-am amestecat puțin și că nu mai găseam. Așa, gata. Le-am încurcat puțin. Fiți atenți aici. Semnul dolarului, oameni buni, este de fapt un simbol al ordinului iezuit. Vedeți? Au băgat la înaintare masoneria, francmasoneria, dar de fapt cei care conduc cu adevărat lumea sunt iezuiții. Deci sunt la nu știu câta mână, tocmai ca să se îndepărteze omul de la, să afle cu adevărat cine lucrează în spate. Fiți atenți. Cu toate acestea, există alte teorii, ipoteze și variante ce privesc originea acestui semn al dolarului. Niciuna nu a fost confirmată, dar nici legată, probabil, pentru că argumentele mincinoase din partea inițiaților sunt de prisos. Există dovezi de când lumea, imaginea de jos, ce susțin ipoteza, conform căreia semnul dolarului a fost creația ordinului iezuit. Priviți. Numai că aici sunt trei bări, da? Tot un S, fiți atenți așa. Acum dolarul, da? Din IHS suprapus ar rezulta un S cu trei linii, însă pentru a nu trezi suspiciuni în momentul când au pus dolarul în circulație, au renunțat la o linie. Dar chiar și așa, semnificația IHS nu se pierde. Chiar și cu o linie, semnul dolarului este mai mult decât evident. Semnul lor pe bani cu cea mai mare circulație internațională. Indirect, oamenii venerează și se bucură atunci când văd. Au și folosesc hârtia ce poartă semnul iezuiților. Fără să știe că iezuiții sunt cei care ne condamnă în fiecare zi la sclavie modernă, la războaie, la intrigi și dispute interstatale. Interesant aspect este acela cum au încercat să ascundă iezuiții originea semnului dolarului, folosind ca de obicei semnele, piramida paravanului, numit francmasoneria sau ale iluminaților, paravane create tot de ei. Așa a ajuns lumea să-și îndrepte privirea, criticile și materialele către desconspirarea francmasonilor și a celorlalți oculți, uitând complet de iezuiți. Papa este primul iezuit oameni din istorie, iar ca să ajungi iezuit, trebuie să faci 14 ani de școală specială, ei nu au voie să cunoască ce e dragostea, să aibă familie. Sunt antrenați ca la orice oră să comită cele mai mari lovituri de stat. Sunt 83 de iezuiți în 83 de regiuni, unde controlează celelalte structuri și loje masonice. Ordinul iezuit poartă astăzi războaiele din Orient, folosind armata SUA, stat controlat de iezuiți, și armatele altor state și organizații iezuite, precum ONU, NATO, Legiunea Străină, pentru a elimina influența islamică din Israel, pentru a distruge moscheile musulmane din Ierusalim și a construi în locul lor cel de-al treilea templu al lui Solomon, al pontifului iezuit, pentru a-l instaura pe Antichrist în locul sfânt și a conduce lumea din Ierusalim pentru 3 ani și jumătate. Oameni, fiți atenți acum. Ați văzut acum, vedeți semnul dolarului, vedeți. Vedeți semnul iezuiților, vedeți. Priviți la ISIS, da? 2 de S, 2 bări. Da? Dacă unim cei 2 de S, un S și cu... Să formează, așa să zic, tot un semn al dolarului care duce tot la iezuiți. Deci, ei au inventat terorismul, provoacă haos în lume ca să nască ordine. Care ordine? Noua ordine mondială. Va face un atentat, 2-3 și pe la noi, la un moment dat, și ne vom trezi după aia
că vin cu cipul ca o salvare, ca să fie liniște, pace și bunăstare, trebuie să acceptăm cipul, că omul nu mai este sigur. Da? Acum fiți atenți aici. Vedeți dumneavoastră Bitcoinul ăsta, banul ăsta virtual care a apărut după criză. Ia uitați-vă dumneavoastră atenți ce avem noi aici. Ce semn e aici? Da? 6, 6, 6. Direct. Deci nu mai e niciun fel de problemă. Bine, întors invers, normal. Acum, dacă vă uitați la bu-ul ăsta, tot două linii. Da? Și ce avem aici? Un 13, dacă ne uităm, se desparte unul în partea asta și 13. Ne întoarcem iar la 13, da? Deci peste tot simboluri iezuite, da? Peste tot. Fiți atent acum. Vedeți cele două bări? Ca 1-1-1, da? Pe ce dată au fost turnurile gemene dărâmate? Pe 11 septembrie. Cum arată cele două turnuri? Ca un 11, nu? Știți ce este 11 pe calendarul vechi? Tăierea capului Ioan Botezătorul. Care ce a făcut? A vorbit împotriva adevărului pe față, da? Acum, dacă vorbești împotriva adevărului, de mași răul, cum ești numit? Nebun, habonic, faci discriminare, judeci. Ți se vorbește de pace și dragoste. Dar de care? Drăcească, oameni buni. Dragostea fără adevăr nu e dragoste adevărată, ci e drăcească. Deci, acum, știați dumneavoastră că Titanicul a fost special construit ca să fie omorâți doi mari bancheri influenți din cauza cărora nu se putea funda Banca Federală. Capitanul era iezuit. Știți câte bănci formează Banca Federală a Americii? 11. Ne întoarcem iar, da? Ne întoarcem iar. Acum, știți în ce dată s-a format Banca Federală? Căutați pe net. În 1913. Da? 13. Ne întoarcem iar. Știți când s-a făcut inovația calendarului de către masonerie în 1924? Știți câte zile despart de calendarul vechi de cel nou? 13. Iar ne întoarcem. 13 la CNP, 13 trepte piramida de pe un dolar, 13 cifre sub fiecare cod de bare, apoi Apocalipsa 13, plus 13 colonii iluminate, iar Iisus și cei 12 apostoli egal cu 13. Oameni buni, nu e nimic întâmplător. Să nu credeți că este ceva așa pur și simplu întâmplător, că nu este. Acum să vă vorbesc, bine că o să se întrerupă la un moment dat, că nu să mai fie timp, cât mai este. Rafael Berestov despre pașapoartele biometrice. Ascultați foarte atenți, să nu cumva să vă mai faceți că ne trezim cu pecetea pe frunte cu laser, că atâta tehnologie avansată acum și ne vom trezi fără ca să realizăm că vom fi pecetuiți cu laserul. Mulți creștini ortodoxi nu cunosc asta, că ei sunt avertizați de arhiepăstorii și păstorilor, nu sunt avertizați, despre marea primejdie pe care o ascunde. Mă grăbesc ca să prind mai mult, îmi cer scuze pentru toate greșelile, pe care o ascunde globalizarea și în particular primirea actelor biometrice cu chip. Astăzi mulți ortodoxi se bucură că au posibilitatea să călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru călătorie, că noul pașaport este valabil, nu 5 ani, 50, dar foarte puțin cunosc că în timpul fotografierii și preluării datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea semnului pecetii laser pe frunte. Oameni buni, asta o spune Rafael Berestov, care a cunoscut sfinți în viață. Deci el este la ora actuală cel mai mare mărturisitor de la Muntele Athos. Când a vrut să vorbească împotriva CNP-ului, a fost întrerupt la Sinaxa din Grecia. Deci fiți atenți ce spune. Majoritatea creștinilor ortodoxi nu știu că scanarea biometrică laser și primirea acestui semn pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că lor nu le explică nimeni. Și